Probabil pastele de s-au obișnuit sau au făcut curbă aici în Alba. Interesant că ei se uită tot timpul la ceea ce e mai bine pentru ei. Și aici și-au găsit probabil un adăpost cald, unde, nu sunt, unde sunt feriți de vânt și de, și de intemperii care te găsesc afară. În această dimineață am citit pentru introducere versetul 10, 11 și 12 din Psalmul 51. Și îmi doresc să vă prezint o perspectivă asupra unui subiect pe care eu l-am intitulat capacitatea de a recunoaște greșeli, de a ne recunoaște greșelile față de Dumnezeu. Și vom începe această prezentare acum citind capitolul 51 din Psalm, pe întreg. Să citim rugăciunea lui David, rostit în acest capitol. Ai milă de mine, Dumnezeu, din bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu este necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vin în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a născut mama mea. Dar tu ceri că adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntru meu. Curăță-mă cu soc și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privire de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dar iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoși se vor întoarce la tine. Zbăvește-mă de vină sângelui vărsat și limba mea va lauda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, te-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu-ți prețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfele neprihănite, arderii de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Această rugăciune lui David a fost rostită în adâncă căință și în sufletul lui se simțea și se vedea căință și umilință atunci când a rostit această rugăciune. Și aș avea o întrebare. Ce este cel mai important în univers pentru noi, oameni? Tatăl Mântuitor. Repet, am mai spus de la învonul aceasta, relația noastră personală cu Dumnezeu. Să avem un Mântuitor. De fapt, îl avem. Relația noastră care avem cu El. Discutăm la școala de sabat de câteva sâmbete deja, despre transformarea care se produce în momentul în care contemplăm slava Lui, în care ne uităm la Dumnezeu. Dar când Domnul din vechime se ruga, fa să strălucească peste noi fața ta, El ce intenționa să spună prin asta? Fața ta, Doamne, să fie zâmbitoare către mine, să mă accepți, să mă primești, să mă accepți în prezența ta. Dacă fața ta strălucește, eu trăiesc. Dar dacă fața ta este tristă pentru mine, eu mor. Eu nu mai pot să trăiesc. Asta înseamnă o relație personală cu Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu, fața lui Dumnezeu, e singurul lucru care contează pentru mine, pentru tine. Era singurul lucru care conta pentru psalmist.
păcatul ne-a separat de Dumnezeu. A produs vrăjmășie între noi și Dumnezeu. Dar el a găsit o soluție. El a trimis pe Fiul Său aici să se încarce cu păcatele noastre, să moară în locul nostru și să înlăture vrăjmășie lui Dumnezeu. Să facă pace între Dumnezeu și om. Și să demoleze zidul de despărțire. Asta ne explică Apostolul Pavel în Efeseni 2. În Efeseni 2 ne explică cum s-a refăcut relația noastră personală cu Dumnezeu prin faptul că Iisus ne-a luat locul pe cruce. A murit moartea noastră. Ne-a împăcat cu Dumnezeu și ne-a dus în casa lui Dumnezeu să fim familia Lui. Relația personală cu Dumnezeu, înainte de toate, înseamnă o relație între Tatăl și Fiul. Acum, o relație între Tată și Fiul, ce înseamnă? Înseamnă că avem libertate de a alerga în brațele Lui, avem libertate să comunicăm cu El și posibilitatea să comunicăm cu El, avem posibilitate de a părtăși cu El, să trăim împreună. Când realizăm că beneficiem de toate aceste lucruri, nimic din lumea asta nu ne se mai pare frumos și mai important decât să avem o relație și o cale deschisă cu Dumnezeu. Să știm că putem merge la El și că putem merge la El ca la un tată. Și că trăim în comunitate și putem să trăim în dragoste cu El. Bun. Dar această relație are o anumită structură, totuși. Când Dumnezeu intră în această relație, El ne spune structura unui legământ. Cuvântul care se traduce în engleză pe legământ înseamnă o înțelegere între două părți. În franceză înseamnă o alianță. În spaniola sau în portugheză înseamnă un pact, un contract. Bun. Și în românește legământ. Poate într-adevăr că cel mai apropiat cuvânt ar fi contract. Contract între Dumnezeu și noi. Exact la fel ca și contractul de căsătorie. Dumnezeu ne face un contract, sau noi putem intra într-un contract cu El care durează o viață. Sau ar trebui să dureze o viață. Contractul sau legământul care încheia Dumnezeu cu poporul Israel la Sinai avea două părți. Partea lui Dumnezeu. Eu, Dumnezeu, mă oblig, vă promit că vă voi duce și vă voi da o țară. Iar acolo vă voi apăra, vă voi da sănătate și belșug. Dar aveți și voi obligația voastră. Obligația voastră să trăiți în conformitate cu poruncile mele. Domnul Iisus a venit într-o vreme când vechiul legământ nu mai avea nici o valoare. Prin Ieremie deja Dumnezeu anunțase. Ați calcat legământul, prin urmare eu, Dumnezeu, nu mai simt legat de acest legământ. Nu s-a respectat termenii contractului, eu îl reziliez. Dar va veni vremea când voi încheia un legământ nou. Cum așa ne spune Ieremia. Și la cina Domnului, El a spus, acest pahar este legământul cel nou. În Evrei 8:6, ni se spune că noul legământ e bazat pe făgăduințe mai bune. Adică, dacă Dumnezeu la Sinai le-a promis Canaanul, în seara cinei Domnul a spus, aveți încredere în mine, eu mă duc să vă pregătesc un loc pentru că vreau să fiți în slavă cerească cu mine. Și unde sunt eu în slavă mea cerească, să aveți și voi și să fiți și voi cu mine. Aceasta este partea lui Dumnezeu în contract. Partea noastră sună așa. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Partea lui Dumnezeu este acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Partea noastră, oamenilor, este mă iubiți, să mă iubiți, să ascultați și să trăiți după poruncile mele.
Pavel ne face să înțelegem că legământul vechi a fost scris pe tablele de piatră. Iar legământul nou este scris în inimă. Dacă pe tabla de piatră scria să nu ucizi, în inima noastră ar trebui să fie, vrea Dumnezeu să fie, să nu te enervezi pe fratele tău, să nu te mânii pe fratele tău, pentru că la mânie vei spune cuvinte ucigătoare. Dacă în tablele de pietre scria să nu comiți adulter, Dumnezeu ne spune, gândește frumos. Nu mai gândi păcătos. Fii un om cum se cade. Logica noului legământ este următoare. Ce este scris pe, ce a fost scris pe, pe tabla de piatră, să ne fie scris în inimă. Cele 10 porunci pe, de pe tablele își au echivalentul cu ce, cu ce e scris în inimă în cele 9 fericiri din Matei 5. Vrem să fim fericiți? Pentru asta, inima noastră trebuie să fie într-un anume fel. Și în ea trebuie să fie înscris un anume caracter. Primul lucru pe care vrea să-l scrie în inima noastră este smerenie. Ferice de cel sărat de Duh. Sau smeriți. Cu inimă sau cu Duhul mărnit și zdrobit. Al doilea lucru este plânsul. Ferice de cei ce plâng. Pentru ce? Pentru ce plâng? Nu ne spune pentru ce plâng, dar ne spune ferice de cel ce plâng. Dar în Isaia 51 ne spune așa, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Domnul m-a uns să duc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima izdrobită, să vestesc robilor eliberare și prinșilor de război zbăvire. Să vestesc un an de îndurare a Domnului. Și în altă parte ne spune să mângâi pe cei întristați, să dau celor întristați din Sion o cunună împărătească în locul de cenușă. Un unt de lemn de bucurie în locul plânsului. O haină de laudă în locul unui duh mărnit. Tot în Isaia 57:15 ne spune așa vorbește cel preainalt, a cărui locuința este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri preinalte și în sfințenie. Locuința mea e măreție cerească. Dar nu mă găsiți la o adresă. De fapt, dar mă găsiți, mă mai găsiți la o adresă. Unde? Continuarea versetului ne spune unde. Sunt cu omul zdrobit și mâhnit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. În Isaia 66:2 ne spune iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are Duhul mărnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Aici aflăm pentru ce plâng cei iubiți de Dumnezeu, ferice de cel ce plâng. Cel care are Duhul mărnit pentru că se teme de cuvântul meu. Așa ni se termină versetul 2 din Isaia 66. După sute de ani în care cuvântul Domnului nu mai era citit în templu, când s-a regăsit cartea și s-a citit cuvântul din ea, toți au început să plângă. Doamne, suntem foarte departe de Tine. Suntem foarte departe de ce vrei Tu să fim. Aceasta era plânsul comparării noastre cu ceea ce ar vrea Dumnezeu să fim. Plânsul pocăinței. Ferice de cei ce plâng, plânsul pocăinței. Această experiență o are cel care se privește în oglindă cuvântului Dumnezeu și constată cât de groaznic arată. Iar asta produce disperare. Asta produce plâns. Când ne uităm în oglindă cuvântului lui Dumnezeu, ce ar trebui să vedem? În primul rând, ar trebui să vedem defectele.
David a spus, problema mea este inimă. Nu am o inimă curată înaintea Domnului și Duhul meu nu e statornic. El și-a văzut defectele la untrige. A constatat că erau în el niște lucruri care îl faceau să păcătuiască. Și a văzut structura lui la untrică stricată. Defectele sunt înăuntru. Greșelile sunt ce am făcut și nu, ce, și nu trebuia să le fac. Asta e unul dintre lucruri care vedem că ne uităm în oglindă legii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Alt lucru care trebuie să mai vedem. Lipsurile. Lucrurile care trebuie să fie în noi și nu sunt, pentru că noi nu am petrecut suficient timp cu Dumnezeu. Pentru că noi nu am absorbit cuvântul lui Dumnezeu și nu știm ce așteptări are El de la noi. Nu știm cum ar trebui să ne purtăm. Pentru că foarte simplu. Nu am învățat. Noi suntem singuri responsabili pentru defectele, greșelile și lipsurile pe care le avem. Când David a plâns plânsul pocăinței și a asumat responsabilitatea propriei vinovății. N-a aruncat vina asupra altuia. A spus, eu și numai eu am păcătuit împotriva ta. Îmi cunosc bine fără de lege. Îmi cunosc bine păcatul. Și îmi cunosc lipsurile. Îmi lipsește o inimă. Îmi lipsește o inimă mâhnită și zdrobită. Adevărata pocăință ne determină să ne vedem defectele, greșelile și lipsurile. Și, și să admitem că nu există un alt vinovat în afară de noi. Aceasta a fost plânsul pocăință. Acum, să vedem care este opusul plânsului pocăinței. Opusul este împietrire. Împietrirea este starea omului care nu-și vede defecte, nu-și vede greșelile și nu-și vede lipsuri. Împietrirea este incapacitatea de a vedea, de a înțelege și de a simți. Să vedem câteva cazuri. În Marcu 6 ne este relatată una dintre cele mai mari minuni făcute de Domnul Iisus. Înmulțirea pâinilor. Când au văzut că din cele două pâini rămas, ceea ce a rămas s-a adunat în 12 coșuri. Ăsta după ce s-au saturat mii de oameni, ar trebui să înțeleagă că omul acela era Dumnezeu. Când l-au văzut după aceea, noaptea următoare el mergea pe apă. N-ar trebui să fie surprinși. Un om care dă de mâncare la mii de oameni din două pâini, după aia se mai adună 12 coșuri. Normal că un om, omul ăsta merge și pe apă. E ceva, omul ăsta. Dar ei s-au speriat. Ei n-au înțeles. Ei n-au văzut. În Marcu 6, 51 și 52 ne spune că el s-a suit în barcă și nu mai era vânt. Vântul s-a potolit. A stat vântul. Ei au rămas uimiți. Pentru că ei nu înțeleseseră minune care a fost făcută cu pâine. Fiindcă inima lor era împietrită. De ce nu au înțeles? Pentru că inima lor nu era deschisă. Era piatră. Au văzut ceva care trebuia să le izbească privirile. Ceva care era atât de evident încât trebuia să zică, ăsta e Dumnezeu. Dar ei nu au văzut nimic. Și vine a doua mulție a pâinilor. Și nici pe asta nu înțeleg. Și când Domnul Iisus le spune să se ferească de aluatul fariseilor, ei cred că Domnul Iisus era îngrijorat că
ei n-au luat pâine cu ei. Și se gândeau, uite că noi n-am luat pâine. Ne ceartă că nu ne-am luat pâine cu noi. Și la versetul 17 ne spune că Iisus vede că ei nu înțeleg și le spune: pentru ce vă gândiți că nu aveți pâine? Tot nu pricepeți? Tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită. Ei nu puteau pricepe că inima lor era împietrită. Auzim adesea predici. Mai spunem câteodată, nu face nicio impresie pe el sau pe ăla, nu mai mișcă nimic. Nu sensibilizează nimic. De ce? Pentru că are inima împietrită. Nu pricepe, nu simte. Nu-i mișcat. Nu aude sau n-auzi. Acum să fim foarte atenți. E una să avem inima împietrită, dar s-ar putea că Dumnezeu să ne fi împietrit. Prin Isaia, Dumnezeu a anunțat lucrul acesta după ce l-a chemat la Dumnezeu. Când a văzut slava lui Dumnezeu și a strigat, pe cine să trimitem? Și Isaia a răspuns, iată-mă, trimite-mă. Dumnezeu îi spune, du-te și spune poporului aceasta. Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inimii acestui popor. Fă-l tare de urechi. Astupă-i ochi. Ca să nu vadă cu ochi, să nu audă cu urechi, să nu înțeleagă cu inimă și să nu se întoarcă la mine, ca să nu fie tămăduiți. Dumnezeu îi împietrește. Și așa de trist când Dumnezeu, când Domnul Iisus spune ucenicilor săi, după ce le-a spus pildă cu semănătorul, vă vorbesc în pilde, Matei 13, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, măcar că aud, nu aud și nu înțeleg. Cu privire la ei se împlinește profeția lui Isaia care spune, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți vedea cu ochii voștri și nu veți pricepe, că inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tare de urechi, au închis ochii, ca să nu vadă cu ochii, să nu audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inimă, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Revenind la noi, în ce tabără suntem? Vedem bine că sunt unii pe care Dumnezeu i-a împietrit pentru că s-au jucat prea mult cu răbdare și cu bunătatea Lui. Au abuzat de bunătatea Lui. Domnul e bun și ne iartă. Mergem și facem ca până acum. Și săptămâna viitoare venim și spunem, Doamne, mai iartă-ne odată. Și eu încă o dată. Și se abuzează de răbdarea Lui, de îndurarea Lui, de milă Lui Dumnezeu. Până când Dumnezeu spune, destul, ajunge. El spune, eu sunt un Dumnezeu îndelung răbdător. Dar El nu spune, eu sunt un Dumnezeu răbdător la nesfârșit. El are îndelungă răbdare, nu nesfârșită răbdare. Răbdarea Lui ajunge la cap. Se roagă de Tatăl și îmi spune, Tatăl, încă nu. Lasă-l pe ăsta. Încă un an. Poate mai prelucrez eu. Îi dau ceva, îi mai fac ceva. Dacă nu, tare, termină. Am ajuns să-mi pierd speranța cu omul ăsta. Împietrește. Fiecare din noi a citit măcar o dată în viață Evrei 6. Și putem să ne îngrozim. Căci cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Adică au avut de toate. Au fost luminați, au gustat darul ceresc, au primit darul lui Dumnezeu, s-au făcut părtași ai Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și au gustat puterile veacului viitor. Și continuăm. Și totuși au căzut.
este cu neputință să fie reînnoiți și aduși la pocăință. Și ne oprim aici. Nu spune că Dumnezeu nu i-ar mai ierta. Și spune, e cu neputință să se mai pocăiască. De ce este cu neputință să se mai pocăiască? Pentru că au ajuns la împetrirea ei. Acum, și pocăința este darul lui Dumnezeu, pentru că noi nu originăm pocăința. Când Petru și-a dat raportul și a spus ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu, în Fapte 11 cu 18, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat, deci, neamurilor pocăință că să aibă viață. Le-a dat pocăință ca să aibă viață. Cine le-a dat? Dumnezeu. Vai de omul care nu mai poate plânge pentru că e împietrit. Sau l-a împietrit Dumnezeu. E cu neputință de a fi întors la pocăință, pentru că Dumnezeu nu-i mai dă pocăință. Ferice de cei ce plâng. Ferice de cei la care Dumnezeu le mai dă darul pocăinței. De cei care mai au sensibilitate și se tem de cuvântul lui Dumnezeu și se zdrobesc înaintea cuvântului. Și înaintea lui Dumnezeu. Acum, ce-i de făcut? Păi, în primul rând, amintim ce spune în Romanii 2 cu 4? Desprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungi lui răbdări? Toleranța lui? Nu vedem că bunătatea lui Dumnezeu, faptul că ne-a ținut până astăzi, faptul că încă mai trăim, ca să ascultăm cuvântul Lui, e o dovadă a bunătății Lui? Și am să închei. Am să închei cu o rugăminte. Cu rugăminte de a face din rugăciunea lui David, rugăciunea noastră de cercetare. Rugăciunea din Psalmul 51. Pe care să o adresăm lui Dumnezeu, rugându-L să ne descopere și să dezvolte în noi capacitate de a ne vedea greșelile, defecte, păcatele, lipsurile și în același timp să ne dea capacitate de a ne pocăi, de a ne schimba, de a ne transforma. Punând în noi o inimă nouă și un duh nou și stator. Făcând din noi oamenii plăcuți Lui. Că abia atunci să-L aducem jertfă și lauda buzelor noastre pentru ceea ce a făcut în noi. Să așteptăm această ploaie a binecuvântării și revărsării Duhului Său și această lucrare a lui Dumnezeu în ființele noastre. Prin cuvântul Său și prin puterea Duhului Său cel Sfânt. În numele Lui Iisus.